Onoarea de asistență, suntem încântați să vă prezentăm astăzi concertul în mi bemol major de Mozart pentru două piene și orchestră cu cadențele lui Leopold Godowsky, un reprezentant marcant al artei pianistice de la începutul secolului 20, ceea ce noi numim azi epoca pianismului virtuos de salon. În perioada lui Mozart, interpretul fiind adesea și compozitor, avea o manevră mult mai largă de improvizație, adăugând mereu fragmente solistice care developau tenacitatea sa. Pe măsură ce ne îndepărtam de epoca mozartiană, cadențele au rămas preponderent cele compuse de contemporanii compozitorilor din secolul XVIII, deoarece diferențele stilistice au devenit prea esențiale. Fără a pretinde de a cunoaște care este abordarea corectă în alegerea unei cadențe, am decis să prezentăm publicului o perlă fermecătoare de la intersecția postromantismului și neoclasicismului, în care veți desluși mai degrabă armonii caracteristice lui Rachmaninov, Scriabin, Mettner, decât lui Mozart. În același timp, cadențele lui Godowsky, compuse în 1920, reprezintă un tribut ingenios artei mozartiene, prezentând în afară de o complexitate tehnică transcendentală și o măiestrie iscusită a polifoniei, în punctul culminant liric, răsunând chiar patru elemente tematice concomitent. Fiindcă asta face un muzician, cercetează, caută un limbaj nou și familiarizează publicul cu descoperirile cotidiene din tezaurul muzicii universale, vă prezentăm astăzi aceste frumoase cadențe. Vă dorim audiere plăcută! Thank you.
Thank you.